În cazul în care aveți de gând să căutați cazare în pensiunile și hotelurile din Suceavița, Voroneț, Putna, Gura Humorului sau Mănăstirea Humorului, ar trebui să vă reorientați pentru că în aceste localități locurile sunt 100% ocupate. În proporție de 90% sunt ocupate cele din Câmpulu Moldovenesc și Sadova, iar în stațiunea Vatra Dornei stadiul de ocupare se apropie de 85%. Potrivit președintelui administrației județene Gheorghe Flutur, cele mai căutate au fost pachetele turistice cu demi-pensiune.